Ciprian, ai intrat și tu? Da. Bună seara. Ok, super. Salut. Salut. Ciprian Neșu, colegul nostru coordonator la PAT Italia. Salut. Atenție, atenție. Ciprian? Atenție, îi dăm drumul. Da, da. Ok. Atenție, îi dăm drumul. Gata. Bună seara! E trecut de ora 7, azi intrăm cumva mai târziu și mai grăbit. E o ediție de emisiune făcută în pripă și cu oameni pe care acum îi văd și salut prima dată. Am avut mai devreme o intervenție solitară, dar din motive tehnice s-a întrerupt. Probabil a simțit aparatul că vin colegii mei Alex Ciprian și cu Silviu din urmă și vor să facem o emisiune totuși verde împreună, să constituim o undă verde, un curent de opinie verde. Bună seara, sunt Oleg Brega, îi rog pe ceilalți prezenți în emisiune să se prezinte pe rând și în afară de Silviu Dumitru, pe care îl știu, știu că e secretar general al Partidului Verde și știu ce face că intră des în emisiunea asta și mă ajută cu recrutarea participanților. Ceilalți care și ce preocupare are? Hai, Ciprian, că văd că ai microfonul pregătit. Bună! Salut! Bună tuturor! Sunt Ciprian Neșu, sunt în Italia, sunt coordonatorul Partidului Verde Italia. Sunt din 2000 în Italia și încerc să pun și eu umărul la o schimbare în bine a națiunii noastre cea dragi. Fain. Nu vorbești de indivizi, de fiecare român în parte, vorbești de rândul meu bănuiesc. Da, Alex, te auzim bine, acum vorbește dumneata. Să te prezinți. Ok, să mă prezint, Alexandru Stanu numesc. M-am hotărât să fac pasul spre politică cu ceva timp în urmă și pentru că nu mai putem să stăm în care suntem luați la mișto și e o bătaie de joc de 30 de ani în politica românească. Nu rezolvăm nimic dacă doar ieșim în stradă. Și trebuie să recunosc și pentru cei care ne urmăresc, sunt un om nou venit alături de voi. Încă sunt la început, așa că o să vă rog să aveți răbdare cu mine. Păi și eu sunt nou. Ca feedback, așa, ca background profesional, ca background profesional, am fost toată viața mea un antreprenor, adică mi-au plăcut și am dezvoltat lucruri de la zero. Am o pregătire economică, am studii economice, finanțe și bănci, după care m-am în timp, evident, prin experiențele de muncă pe care am avut, mi-am consolidat cunoștințe nu numai în domeniul economic, evident. Fain. Cam atât cred că pot să spun pentru moment. Da, mulțumesc. Văd că a mai aderat o persoană la discuția noastră, e fără poze, dar sper că își pornește webcam-ul sau măcar audio să ne vorbească, să se prezinte sau îl cunoaște Silviu. Nu, trebuie să de la Târgu Mureș și Constantin Lupaescu, mm-hmm. Dar cred că nu se descurcă cu camera și audio. Poate nu are webcam, dar dacă are un microfon e perfect, poate participa în discuție și ne bucurăm. Eu la 8 va trebui să ies pentru că sunt chemat la o televiziune, de aceea emisiunea va depinde de mine pentru că sunt moderator. Aici sunt Oleg Brega, nou venit în Partidul Verde și eu până acum eram activist în societatea civilă, jurnalist, cineast, făceam de toate. Acum m-am gândit să mă implic în politică și am ales Partidul Verde pe motive doctrinare, pentru că cel puțin cu verzii europeni ne potrivim foarte bine și suntem gata să mergem de mână mult timp să construim un divers. Dacă poate să ne relateze colegul nostru din Italia, auzeam că acolo sunt pe vârful epidemiei, se prevăd deja zile mai bune la ei. Ce știi despre verzii italieni, da, cum se implică acolo? Apropo de pandemia din zilele noastre, sunt două zile când numărul e mai scăzut de decese. Nu sunt la curent cu
numerele, pentru că nu sunt pregătit, sunt luat un pic cam din pripă, dar nu e nicio problemă. Cine vrea să se informeze și vrea cu adevărat numere, e foarte ușor. Sunt 11.000 de site-uri și poate să le vadă acolo. Sunt sincer, nu vreau să mă actualizez cu această pandemie COVID-19 pentru pur și simplu îmi vreau binele. Deci urmăresc foarte puțin televiziunile. În ultimele două săptămâni, nu știu dacă am 20 de minute adunate de știri, apropo de știrile naționale românești, cât și de cele italiene. Suntem închiși în casă, între ghilimele, încercăm să facem cumpărăturile odată la săptămână jumate. Sunt în contact cu toți prietenii care stăm aici în Italia și mergem pe linii paralele. Eu, de exemplu, munca pe care o am este închisă. Așteptăm în scurtul timp să se deschidă. Se vorbește la nivel guvernativ, se vorbește că în scurtul timp, ușor-ușor, economia trebuie să pornească, pentru că pentru națiune industria și este esențială. Și sperăm ca într-o săptămână, două săptămâni, dacă ori continua pe scăderea contagiilor, să începem să ne mișcăm, pentru că nu e frumos, e plăcut pentru că stai în mijlocul familiei și cu cei dragi, dar obișnuința noastră începe să ne pună nervii la bătaie. Criza asta a paralizat nu doar economia, societatea, cultura, dar și viața politică. De asta te întrebam. Ce fac verzii italieni? Probabil în 20 de ani ai observat. Bravo! Eu fac parte și din Europa Verde Italia. Ne întâlnim de fiecare dată la întâlnirile pe care se fac. Dar verzii italieni care sunt în zona mea, pentru că Italia fiind destul de mare, este împărțită pe mai multe provincii și județe, cum sunt la noi în România, fac parte de la întâlnirile lor, suntem blocați cu toții, încercăm doar pe plan online să aducem sprijinul prin mai multe inițiative, prin adunări de fonduri pentru a ajuta spitalul din orașul în care sunt eu. Eu să trăiesc într-un oraș aproape de centrul Italiei. Ne rezumăm doar la atât, pentru că pe o perioadă de carantină, mai mult neputând să ieși, pur și simplu poți doar cu o sumă de bani să contribui pentru a încerca să ajuți persoanele care își dau interesul cu adevărat. Verzii italieni sunt într-o fază destul de aprinsă, vor să se extindă cu cât mai mult, sunt într-o continuă mișcare și sperăm să putem și noi, comunitatea română care suntem aici, să ne aducem sprijinul pentru a încerca să ajungă la realizările lor. Ce credeți tu, trei, e posibilă o mutare în spațiul virtual a activității politice pe viitor? Poate ați observat, Silviu sigur știe, Partidul Verde a cerut vot online la distanță, dar e posibil și viața partidelor să se mute pe internet, să se facă congrese, cum vorbea PSD-ul mai ieri, că ar putea să facă congres online. Democrația poate să se digitalizeze pe viitor sau nu va fi necesar dacă scăpăm de SARS-CoV-2, alt virus nu ne mai sperie. Alex. Oleg, Alex sau eu, hai să spun eu puțin despre ce am făcut noi la Partidul Verde. Am început deja intern să folosim metoda online. De curând am avut un Consiliu Național, de fapt, o fel de ședință online a Consiliului Național, în care am cerut colegilor să voteze pe e-mail modificarea acelei sigle. Mă uit acum la Alex, că am avut o discuție mai devreme despre siglă. Da? Și noi chiar s-a aprobat, asta vreau, am aprobat prin vot electronic pe e-mail și toată lumea și-a dat acordul pentru modificarea pe noua siglă. Așa că acum documentele deja sunt gata și vor fi trimise
tot online la judecătorie și sper ca această comunicare să meargă. Deci se permite online cu tribunalul să pot depune documente online, ar putea să ne ceară și forma printată. Vom trimite și forma printată, dar deja cred că lucrurile, activitatea în general se va muta în mare parte pe online, cum e și normal, nu? În secolul 21, nu? Să fim pe online, inclusiv modalitatea de luare a deciziilor, votarea, discuțiile, toate, și noi vom pune la punct și aici cu colegii de la noi să punem la punct un sistem online, putem folosi Zoom-ul sau să vedem altă modalitate de a și putea și vorbi, nu numai consultarea pe e-mail, ci și modalitatea de a vota intern, cu toate că tribunalul nu acceptă decât forma de e-mail, cred că pentru luarea deciziilor la congrese și consiliile naționale. Există sisteme de vot online care sunt folosite deja, gen Zeus, unde se poate vota online, dar modalitatea nu este, deci nu e validată și tribunalul s-ar putea să nu ia în considerare modalitatea asta. Și atunci vom merge decât pe formula de e-mail, adică comunicăm ce trebuie votat, iar exprimarea se face pe e-mail. Problema se pune la votul când se votează organele de conducere, pentru că presupune votul acela anonim. Secret. Și nu știu cum se poate la vot anonim pe e-mail, că e-mailul nu poate să fie anonim. Deci aici va fi o problemă să găsim rezolvarea la votarea aceasta secretă. Iar la celelalte votări, cum ar fi propunerea noastră pentru alegerile, toate felurile de alegeri să se facă online. Aici nu va fi o problemă, pentru că votul va fi anonim, dar va fi pe un alt soft. E vorbim despre altceva. Alex vrea să intervină, cred. Te las, Alex, să intervii. Da. Bun, hai să le luăm așa, punctual. În privința digitalizării, e evident că viitorul și prezentul deja are nevoie de digitalizare. Adică criza asta, cu toate isteria, nebunia și panica, într-un fel, hai să zicem exagerată poate, dar totuși când ne uităm la ce se întâmplă în Italia sau destul de reală, scoate în evidență importanța digitalizării. Noi, România, am rămas în urmă. Vă dau exemplu țări ca Estonia, care cred că sunt lideri europeni în ceea ce privește digitalizarea, la ei totuși nu numai votul este digitalizat, dar absolut în orice domeniu își pot desfășura activitatea digital. Bun, deci ăsta este primul punct. Votul electronic it's a must, da? E o necesitate absolută. Și eu chiar am, cum să spun, bănuiala că a fost întârziat a se implementa intenționat de, în cârdășie de către toată clasa politică veche, care ne-a dus în punctul ăsta, în care ne-a dus. Pentru că ei nu au interesul ca oamenii să pot vota electronic. De ce? Pentru că oamenii ăștia care sunt în digital, sunt în online, nu sunt, au fiecare în domeniul lui, așa, nu închid tot ce le aruncă. Sunt niște oameni, fiecare în domeniul lui, mai citiți, au punctele lor proprii de vedere. Deci, aici nu încape discuții. Dacă încă nu s-a făcut, noi trebuie să ne luptăm pentru asta. Este o necesitate absolută. La punctul 2, să fac un pic de referință, apropo de ce se întâmplă cu coronavirus, care a fost primul subiect abordat. Eu chiar am avut pe Facebook un scurt articol acum, în urmă câteva zile. Deci nu sunt medic, nu vreau să intru aici în a explica ce e cu COVID-19 sau nu. Nu-mi dau cu părerea. Eu vreau doar să mă raportez la ceea ce putem noi să facem, oamenii care nu avem încă, nu suntem în prima linie, nu suntem nici medici și așa mai departe. Important este să, toată lumea vorbește, să avem o imunitate ridicată, pe care ne-o putem întări și în proporție foarte mare contează mentalul nostru. De aceea, panica sau frica, ele sunt bune dacă se păstrează la o anumită limită. În momentul în care exacerbăm această panică și frică, lucrurile nu arată bine. De aceea aș vrea să apelez la acest articol, care și el la rândul lui apelează la două idei simple, care nu mi aparțin, sunt niște idei filozofice, dar care au un mesaj foarte puternic și aș vrea să vi le transmit.
Primul ar fi următorul. Tot ceea ce este necesar pentru supraviețuirea organismului nostru este deja acolo. Nu există termen de comparație între inteligența extraordinară a corpului nostru și ceea ce am adunat și dobândit noi prin intelectul nostru. A doua idee. Corpul tău nu este interesat de absolut nimic din ceea ce ești tu interesat. Și aceasta este o luptă care se întâmplă tot timpul. Ca să, cum să spun, să fac așa un pic de cum am învățat la limba română, nu? Când eram în școală, luam textul și după aceea încercam să-l comentăm, a simplifica așa, exact ce spunea și din Italia. E bine să rămânem informați, dar haide să nu se exagerăm cu știrile astea bombardiste, să stăm non-stop cu televizorul deschis, să reușim, chiar dacă suntem izolați acasă, să ne menținem un ritm de viață, de lucru, care să ne îndepărteze mintea tot timpul numai din sfera de panică, de știrile de la ora 5 de, și așa mai departe. Bun, cam atât aș avea de spus în prima intervenție. Acum, dacă voi considerați că mai e de adăugat ceva, vă rog să-mi spuneți. Da, mulțumesc. Eu sunt mulțumit de felul care și cum a argumentat. Acum vreau să vă provoc să comentați că eu începusem, v-am zis mai devreme, un monolog live și criticam proiectul ăsta al Poliției Române de a merge cu megafoane prin orașe și sate și de a cânta imnul României ca încurajare cetățenilor că stau în casă. Asta mi se pare o aberație, ca și aceea de a ieși la geam și aplauda la o anumită oră pentru medici sau de a merge în marș până la spitale ca să aplauzi medicii. Voi ce părere aveți? Apropo, apelez la o poantă și după aceea, chiar recentă, cred că e, nu știu dacă, probabil ați văzut-o și voi, nu vă abazie. Spunea așa, că ok, în scenariul 3, poliția ne pune imnul la megafoane. În scenariul 4 o să ne sune SRI-ul să ne asculte dacă îl știm. Am impresia, apropo de ceea ce a zis Oleg un pic mai devreme, mie mi se pare cam cum ar veni, ești la o bere cu prietenii și după ce s-a terminat banii de băutură, zice, ce să facem? Și prima idee care n-ai mai năstrușnică, care îți trece pe-n cap, aia se realizează. Eu cam atât aș putea, la atât mă pot rezuma la treaba cu imnul național pe străzile orașelor. Pentru că dacă tu vrei să trezești naționalismul într-o perioadă de genul ăla, când mă gândesc că 70% din populația României, poate exagerez, poate stă în fața ceaiului de la ora 5 pe care l-a zis Alex și e bombardat cu tot felul de frici, cred că imnul te scoate din linia aia a fricii și te aduce pe tărâmul conștiinței. Înseamnă că saluți metoda asta de a Nu trezi mândria. Sunt de acord. Nu. A, bine, naționalismul este o altă treabă. Eu mă vreau să zic că ceea ce se face, apropo de treaba cu când deșteaptă-te române pe străzele noastre, mi se pare o idee care nu poate ajuta persoanele de acasă. Pe mine personal, eu aș lua-o ca pe o glumă. Dar pe urmă fiecare e liber să creadă cum vrea. Eu ți-am zis, mi se pare că prima idee care le-a venit pentru a încuraja lumea era imnul românesc. Pe urmă, ziceai, Ciprian, sau ziceați amândoi că nu prea vă uitați la televizor ca să vă păziți de stres. Eu totuși probabil am un defect profesional. Mă uit la televizor, inclusiv la Rai 1, Rai 3 pe care mi le arată la cablu și doar la televiziuni italiene pentru prima dată am văzut problema formulată, oamenii străzii sau oamenii foarte săraci, ei cum supraviețuiesc pe vremea asta? Ce părere aveți de televiziunile noastre și publice și private că ignoră problema unei categorii sociale și așa marginale, care și pe timp de pace suferă în tăcere și nu prea e arătată, dar acum ei au rămas pe prima linie, expuși în stradă, acolo unde circulă vânt, praf, salivă, toate,
Și statul nu are grijă de ăștia care primii într-o săptămână au terminat toți banii și nu mai au ce mânca, dar s-au obligat să stea în casă. Și poliția îi prinde și îi amendează cu 2-3 mii de lei pentru că nu au țidulă aia. Care țidulă, domnule? Eu n-am nici computer, n-am nici telefon, n-am printer, n-am nimic. Ce țidulă? Eu mă duc să caut de mâncare o bucată de pâine. Nu e așa că polițiștii ăia care merg cu megafoane ar putea să-i ajute pe oamenii străzii cumva? Primăriile, nu e așa că ar putea să răspundă la telefon și să zică da, da, venim, vă aducem mâncare, vă aducem hârtia asta printată. Nu e așa că în toate cutiile poștale puteau să bage formulare din astea de declarație pe propriile răspundere ca oamenii să nu răspundă cu amenzi enorme pentru că nu au țedul la ce? Unde găsești printer acum? Câți oameni au printer în casă? Așa este, o problemă destul de... Nu, vroiam să intervin și eu puțin și după aia las pe Ciprian. Problema nu e de acum. Oamenii străzii și oamenii aceștia care nu au posibilități de a se susține sunt neglijați de ani de zile, de ani bun de zile. Nu e prima dată acum. Acum se vede mai mult decât oricând că nu sunt în interesul oficialilor să le acordă atenție. Ei sunt pe stradă și de mult timp și dacă observați, sunt niște locuri unde sunt duși, dar se pare că nu s-a acordat atenția necesară, pentru că ce am văzut la Primăria Generală, a fost o propunere, cred că a doamnei primar, să nu se mai, datorită situației grave și a faptului că bugetul nu sunt bani destui de buget, s-a propus să nu mai se dea bani pentru persoanele cu handicap, să nu se mai aloce bani, pentru că erau ajutoare sociale care se dădeau, am citit o știre, și se pare că e undeva un adevăr. Să nu se mai dea bani, s-a alocat niște bani către persoanele cu handicap, inclusiv pe ajutare pentru cei care aveau grijă de ei. A spus că nu mai e cazul, că nu au bani destui, dar firmele pe care primăria le-a înființat sunt zeci de firme, filmulițele acelea la primărie, care le-a înființat și trăiesc pe bani grei. Nu s-a gândit să taie bugetul de acolo, pentru că București are multă lume care suferă din punctul ăsta de vedere. Prima dată primăria trebuie să se gândească la ei. Bineînțeles că sunt și ONG-uri, sunt și... persoanele, greu să te organizezi, să faci chestiile astea în cadrul unui ONG-uri. Trebuie primăria, în primul rând, să aibă grijă de oamenii ăștia neajutorați. O primărie din țară, am auzit că a cumpărat iepuraș de Paști de zeci de mii de lei, pentru că ea avea programat din timp, nu putea să anuleze cheltuiala aceea. Sau în Republica Moldova, guvernul cheltuie nu știu câte sute de mii de lei ca să facă medalii comemorative pentru 9 mai. Iată politicienii responsabili care nu știu să gestioneze banii publici în situații de criză, când prioritatea era salvarea de vieți, inclusiv a celor de pe stradă. A început Ciprian să zică ceva la tema asta. Bine, mă agăț de subiectul pe care l-ați zis voi. Mi-e greu să mă introduc în contextul românesc, pentru că discut doar cu prietenii și părerele lor formă sunt discutibile, fiecare are părerea lui. Iau contextul italian. Mulți văd tot ceea ce se întâmplă, este o situație destul de dramatică. Eu o pun și aici se aruncă foarte mult noroi pe guvern și clasele politice. Ca peste tot aruncă mingea dintr-o parte într-alta. Noi, oamenii, nu eram pregătiți pentru acest virus și mă gândesc că mi-e greu să arăt cu degetul în stânga și în dreapta, pentru că mă întorc la contextul românesc. Având în vedere că țara este până la jumătate în noroi și din punct de vedere economic, guvernul, nu știu, anii în trecuți, câtă susținere economică aveau ei, dar este foarte greu să faci față când nu sunt bani. Și o văd în Italia, care deja, din punct de vedere economic, nu se poate compara cu România, având în vedere că s-a neglijat tot timpul, toți anii ăștia să se uite la nevoile oamenilor, acum în ultimele clipe e foarte greu. Mă gândesc că orice decizie ar lua-o ar fi discutibilă, pentru că nu sunt idei. E adevărat că nu poți să-i satisfaci pe toți, dar totuși măcar să... Nu cumperi iepuraș de Paști când
tot orașul, localitatea e goală, e pustie, cine o să-ți serbeze ție Paștele? S-ar putea acum de Paști să fie restricții de deplasare și la biserici și la cimitire. Deci, oameni buni, stați în casă și gândiți-vă la cei de alături care poate mor de foame. Nu să viseze cozonasc, panetone sau mai știu ce. Și apropo de Italia, ziceai că nu prea ai modele, dar iată modelul Bisericii Catolice, care și pe timp de pace se pare că găzduia pe migranții de-ai noștri care nu găseau de lucru, mureau de foame și se duceau la Biserica Catolică, pe la misiuni de ale lor, să mănânce sau să fie găzduiți pe timp de ploaie, de iarnă. Da, pe timp biserica noastră e ortodoxă, foarte bogată, nu prea face astfel de activități sociale. Da, așa e, perfect de dreptate, Oleg, dar aici dacă ne uităm în istoricul bisericii ortodoxe și bisericii catolice, deja ne zice că în Italia catolicii a devenit o tradiție, ceva normal ca să ajute persoanele. În schimb, la noi nu se pune în discuție treaba asta, sau se pune, dar într-un procentaj destul de mic. Deci, iar să facem o comparație între Biserica Catolică și cea ortodoxă, nu găsesc, nu găsesc de cuvință. Oleg, cred că ar trebui să spui tu că vrei să candidezi la sectorul 5 și te susținem. Propunerile Partidului Verde în ceea ce privește persoanele fără adăpost, persoanele care nu au posibilități financiare, ce propune Partidul Verde și la ce se gândește Oleg? Păi decât să facem ca primarul Daniel Florea pachete din astea sociale electorale, cu pliante electorale chiar, în care angajații ai primăriei se duc la poarta fiecăruia și dau să pun temir ce alt detergent acolo și pliantul electoral cu fapte, nu vorbe, cu Daniel Florea, și decât să încredințăm bisericilor să facă astfel de chestii necontrolat, în temir ce condiții de sănătate, mai bine s-ar deschide niște centre sociale care să livreze oamenilor în astfel de condiții mâncarea la domiciliu și să le asigure un venit minim garantat pentru supraviețuire fizică. Poate ar trebui să ne gândim... Se cheamă ajutor social. Ajutor social. Da, dar banii ce deseori sunt cheltuiți pe temir ce, ar trebui să li se dea ajutor social în formă de mâncare și acoperiș, locuință, nu? Mâncare și necesități elementare. Nu le dai doar bani, mai ales oamenilor care nu știu să gestioneze banii lor și deseori se duc și beau în prima săptămână sau în primele 3 zile și după aceea își varsă amarul, ascultă cum le cântă mațele. Deci te refer că ar trebui înființate acele cantine sociale care au început la un moment dat să înființeze. Cantine sociale, trebuie făcut un recensământ al persoanelor care stau pe stradă, ca să știm, și persoanele alea trebuie să prezinte cumva zilnic acolo și luate în evidență, pentru că sunt cazuri în care au venit la cantine sociale și au luat produse alimentare și oameni care nu aveau necesitatea de a lua. Au venit în mod abuziv și au luat. Și atunci ar trebui un control strict al persoanelor care au probleme sociale evidențiate și să vină să ia ajutoare sociale, aceste ajutoare care pot fi numai în alimente sau vouchere pentru anumite lucruri, nu bani, cum ai spus, că banii sunt cheltuiți în alte scopuri. Am auzit chiar în Italia zilele astea că se dau oamenilor niște taloane, ceva, pentru mâncare, mai ales celor care au rămas fără serviciu și nu au venituri deloc. Deci iată un model de urmat, trebuie documentat. Salutăm și pe Gabriel Ursescu din Suedia, poate are și el de acolo idei de ajutare sociale. Să știți că într-un sfert de oră eu va trebui să închid pentru că o să intru în direct la o televiziune de peste Prut. Da, Gabi? Bună, dragilor, am urmărit o parte din ceea ce ați spus. O discuție foarte interesantă și aș dori să o reprogramați într-o zi cu partea a doua. Din ce am prins de la voi, dragilor, este următorul lucru. Am să concluzionez, e clar că trăim niște vremuri incerte din toate punctele de vedere, dar absolut din toate, și din cauza asta trebuie să ne adaptăm. Este o luptă pentru, poate o să sune pentru unii că exagerez, dar chiar este o luptă pentru supraviețuire din mai multe puncte de vedere. Și chiar putem merge până la supraviețuirea unor națiuni, companii, etc., etc. Sunt lucruri care se leagă între ele, este un efect de domino, din punctul meu de vedere. Și
Eu citesc presa din străinătate, două, trei locații, în special Italia, Suedia, România și poate chiar Franța, Anglia. Și văd anumite tendințe, pot să compar anumite chestii, anumite date și lucrurile nu sună tocmai bine. Deci dacă cad economii precum Franța sau Suedia sau un alta, cad în sensul că deocamdată sunt sustenabile din resursele economisite câteva luni de zile. Dacă ele își pun această problemă, păi atunci ce să vorbim despre România? Dar partea bună acestei crize, datorită COVID, este să ne reîntoarcem la niște chestii originale și să facem și noi ca și indivizi trebuie să facem o introspectivă, să vedem cum ne poziționăm față de cei din jur, față de familie, față de locul de muncă, față de natură, apropo că suntem verzi, și dintr-o dată totul are altă valoare. Și aici trebuie noi ca și verzi să venim cu soluții și cei care ne simpatizează, fiindcă verzii sunt un partener de dialog prin tradiție corect cu cei din grupurile civice și cu alți actori. Deci noi cred că trebuie să lucrăm aici și aici trec în altă parte. Se estimează foarte mulți români care nu vor mai avea de lucru. Eu zic că cu o bună strategie și trebuie să ajutăm guvernul în acest sens toți ca să căutăm locuri de muncă unde? În agricultură, sunt pământuri nelucrate, în cercetare. E clar, la spitale este de muncă, infrastructura de sănătate, se pot crea zeci de mii de oameni de locuri de muncă directe și indirecte alte zeci de mii în diferite